Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Bună ziua! La Siliștea Gumești, cu prilejul sărbătorii Schimbarea la Față, s-au adunat mulți orășeni, au venit pe la bunici. Unul dintre tineri, prezent în sat, a încercat să provoace o dezbatere despre Ilie Moromete, despre Poiana lui Ocan. N-exam nimic. Lumea e preocupată de noile mobile, de noile trendseturi, de discuțiile legate de energie, de cum vor trece iarna, ce modele de iPhone-uri mai sunt sau alte taravele. Nu mai știe nimeni de Poiana lui Ocan. Au dispărut țăranii. Sunt trei mari proprietari de terenuri, să le zicem moșieri. Un ofițer, un fost ofițer de securitate, un băștinaș și o nemțoaică, zic sursele locale. N-a mai fost de mult la Siliștea Gumești, o zonă superbă, dar uitată în timp. Acel tânăr m-a întrebat dacă scrierile lui Marin Preda vor rezista în timp. That is the question, nu? Cum ar zice corporatistul venit la țară și uitându-se urât după porci și puținele păsări care mai sunt în acareturile din Siliștea Gumești. Timpul a avut răbdare maximă. Dar pentru a înțelege lucrurile, trebuie să spunem că n-am știut ce să răspund tânărului dacă scrierile lui Marin Preda vor rezista în timp, într-o lume care e permanentă schimbare în contextul marii resetări a progresismului mondial, în care a avea o proprietate pare o noțiune șuie. Paraschiva, Nilă, Achim au fost niște copii de țărani care au plecat la școală. Astăzi nu mai există cine să muncească pământul, nu mai există Ilie Moromete, nici amintirea lui. Scrierile lui Marin Preda vor rezista în timp, cel puțin din punct de vedere al exotismului țăranului român. Pentru lumea viitorului, Ilie Moromete va rămâne așa ca un bas. Scrierile sunt prea puternice să nu treacă proba timpului. Dar să vă spun cum l-am descoperit eu pe Ilie Moromete. Nu era plăcut, pentru că era în literatura obligatorie. Dar nu citisem până la 14 ani decât Delirul, care mi s-a părut o poveste interesantă din timpul celui de-al doilea război mondial, și țin minte despre ornitologii care au descoperit o pasăre ciudată, cu pene extrem de colorate, și vulpea îi tot lua ouăle. La un moment dat, ornitologii au pus niște pietre și ea a clocit în continuare. Dar tot nu ieșeau puii. Ornitologii au gonit vulpea și ea tot își căuta niște pietre. Faptul că nu mai avea ouă, asta era dilema, Delirul. Prezenta lumea dictaturii. Din cel de-al doilea război mondial exista și un personaj, Hitler, evident că știam la cine face referire.
Moromeții nu ne-au plăcut pentru că intrau în literatura obligatorie. Dar la 15 ani aveam obiceiul să cumpăr cărți prin cartea prin poștă. Primeai un catalog, odată pe trimestru îți alegeai niște titluri. Cât costa o carte? Destul de mult pentru timpurile respective, 80 de lei, 3 volume. Când a venit pachetul, mama deschide și zice, ai cumpărat o carte despre Ceaușescu. La timpul respectiv n-aveam să știu că și în comitetul cenzurii s-a discutat același lucru, Marin Preda era deja un mare scriitor, și au lăsat să treacă această carte, gândindu-se toți că este vorba despre Ceaușescu. Cel mai iubit dintre pământeni face parte din devenirea mea. Deci a fost o carte de căpătâi. Evident, îl citisem deja pe Mircea Eliade și am descoperit un alt tip, un alt gen de scriitură. Am citit până dimineața. Dormeam câte o oră. Cel mai iubit dintre pământeni, drama filozofului Victor Petrini, cum a ajuns el la Cluj după arestare să lucreze în Hazna, iubirea lui cu Matilda când a venit în pușcărie să facă dragoste și nu aveau prezervative și a zis nu-i bai, facem dragoste cu glamnica. De atunci am rămas cu simbolistica glamnicii când văd o țărancă frumoasă și zic, dacă n-ai glamnică, nu merge. Cartea mea a fost citită, cred că de peste 20 de profesori, mama era profesoară, toată lumea a fost fascinată de această lucrare. Am încercat să mai cumpărăm și altele, nu s-au mai putut pentru că cenzura interzisese. Era undeva prin 1978, dacă ține-o minte bine, și evident că până la moartea subită a marelui romancier, am devorat toate cărțile, mai puțin Moromeții la timpul respectiv, pentru că erau obligatorii la școală. Am luat pe rând Viața ca o pradă, Întâlnirea din pământuri, Marele singuratic, toate aveau un numitor comun. Omul plecat de la țară să devină cineva. Un Tudor Călărașu astăzi nu se regăsește în nici într-un sat românesc. Lupta pentru pământ, harul de a înțelege esența lumii, nu-l mai are niciun țăran. Poiana lui Ocan, discuțiile filozofice despre partidele la putere mai există în unele părți. Dar totul este luat în bășcălie fără a avea farmecul scrierii din Moromeții. Moromeții i-am citit destul de târziu, spre rușinea mea, dar ne-a rămas în suflet acest mare scriitor român care a făcut parte din devenirea mea intelectuală. L-am recomandat permanent. După moartea lui, evident, cărțile mele au fost sfâșiate. Nu s-au găsit decât foarte puține, s-au mai retipărit, dacă ține aminte bine, iar în 90 am căutat urmașii, când am ajuns iarist, am căutat urmașii. Nu i-am găsit, doar pe șofer, am făcut un interviu cu el, n-am fost mulțumit că nu mergea la esență. L-am cunoscut pe doctorul Tănăsescu, Dan Claudiu Tănăsescu, cel care l-a descoperit în ziua de 16 mai 1980, în cămăruța lui de la Mogoșoaia, nici el nu era sigur că moartea lui a survenit pe cale naturală.
era extrem de puternic în epoca. Legenda spune că i-ar fi spus lui Ceaușescu că dacă introduce reforma socialistă sau cum se chema atunci în cultură, el se va spânzura. A murit de tânăr. Viața lui, 3 neveste, ultima i-a dăruit 2 copii. Un minunat interviu a fost făcut de către colega mea, Floriana Jucan, în Q Magazine. Căutați revista și veți regăsi spiritul lui Marin Preda. Dar spre nenorocul meu, de ce în titlu am dat cel mai iubit dintre pământeni putea să-mi schimbe destinul? Stere Gulea făcuse un film despre Victor Petrini. În scenariu făcut de către Ion Cristoiu. Atât de revoltat am fost de falsificarea conținutului și de lipsa de înțelegere a contextului în care Marin Preda a scris cel mai iubit dintre pământeni, încât la conferința de presă i-am făcut varză. Cristoiu mă cheamă la el, eram un tânăr reporter la România Liberă, se zice, asa un ziarist, vreau CEO la bulină. Dau de 7 ori salariul de la România Liberă. Și zic, I'm sorry, nu plec de la România Liberă, rămân acolo, dar e o jenă acest film, dacă vă mai aduceți aminte, scena aia oribilă de viol a lui Mircea Albulescu, nu exista în carte. Sigur, autorii, regizorii, cineaștii au dreptul să facă orice vor. Dar dacă citiți cartea și revedeți filmul, veți vedea că sunt 2 luni paralele. Am trăit cu cel mai iubit dintre pământeni în suflet. L-am împărtășit generațiilor viitoare. Au fost unii care s-au dus în Basarabia cu portbagaje pline după 1990. Marin Preda rămâne simbolul generației noastre, a celor care în comunism ne-am desfășurat școala. Era un fel de literatură samizdat. Evident că scrierile Anei Blandiana circulau în scrieri de mână, nu aveam șansa unei cărți. Pe când Marin Preda a putut fi găsit în librării. Vreau să vă spun că am aflat de la Mircea Ciobanu, colegul lui de editură, că prima ediție s-a tras în 300.000 de exemplare și s-a terminat în mai puțin de o lună. Astăzi, niciun autor român nu mai depășește un tiraj de 10.000, decât sunt 3 de la Humanitas. N-are rost să le fac și eu o propagandă, dar lumea îi cumpără pentru că sunt brand name-uri, nu pentru că ar înțelege ceva din scrierile lor. Deci să nu-l uităm pe Marin Preda. Și înainte de a încheia, vreau să îi mulțumesc lui Ionuț Vulpescu, fostul ministru al culturii, care a definit extrem de clar întâmplările zilei de astăzi, a Facebook-elii. Multe citări, puține citiri. Asta se întâmplă. Marin Preda nu reprezintă un citat. Marin Preda nu poate fi descris în 3 vorbe. Și eu sunt extrem de emoționat când mă gândesc cât de puțin îl cunosc românii pe Marin Preda, cel care a dat naștere țăranului filozof, țăranului îndrăgostit de glie, care este în stare să renunțe la viitorul copiilor pentru a avea cine să-i ducă mai departe opera, adică pământul, viața ca un rod. Rar
am înțeles ce era stănoaga lui Moromete. Era o fel de prispă de la noi din Banat. Oamenii din lumea moromeților n-aveau timp de stat pe stănoagă. Astăzi, crâșmele satelor sunt pline de asistații sociali. Nimeni nu mai vrea să muncească. La mine în Banat, paurii nu se salutau cu ceau, salut, cu ziua bună, ci cu șe lucri. Era o rușine în vechiul sat românesc să nu muncești pământul. Astăzi, pământul se vinde pe euro, bani care se duc pe două concedii. Și așa, țăranul român intră în memorie. Dar ce memorie? Ilie Moromete, un personaj puternic, scris de un scriitor fără egal. Să-l recitim pe Marin Preda, acum la maturitate, îl vom înțelege mult mai bine în contextul progresismului caviar care zăpăcește mințile tinerilor care își duc viața din citate, din algoritm și din ce dă Sfântul Sisoie de la noul Maglavid, adică de la Bruxelles.